După mai multe zile consecutive în care numărul cazurilor noi de coronavirus a tot crescut, apar și vești bune. Doar 166 de cazuri noi de COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, a anunțat luni grupul de comunicare strategică, însă numărul testelor făcute a fost mai mic decât în zilele precedente. Astfel, numărul total al îmbolnăvirilor în țara noastră a ajuns la 22.165. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.817 au fost fost declarate vindecate și externate. Tot în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 17 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bistrița Năsăud, Botoșani, Buzău, Iași, Maramureș, București, Mureș, Olt, Suceava și Tulcea. Toate decesele din ultimele 24 de ore sunt ale unor pacienți care nu au prezentat comorbidități. Până în prezent, 1427 de persoane diagnosticate cu infecția cu COVID-19 au decedat. La ATI în acest moment sunt internați 175 de pacienți.